încredere ai. Restul că am încredere? Păi ți-am zis că nu ai multă încredere, gen... Nu, mă, dacă tu alege toate prostiile... Auzi, Mariana, nu mai fug bărbații după tine și ai zis să fugi după ei? Eu că nu am fugit pe el, îmi pare rău. Dacă mă i-a întors roata, fugi după ei bărbații acum. Hai după el, fugeam... S-a întors roata. Cât entuziasm pe voi! S-a dus curat de dincolo. Cât față are comanicii. Am văzut. Alexandru. Bună dimineața, viața mea. Punem pariu? Ce faci, mă? Mamă, cu ce nervi vine și dă noroc. Nu e la curent cu noile, cu noile informații și acum, na, vorbește și ea de o săptămână, două în urmă. Breaking news. Eu vorbesc de o săptămână, două în urmă? Ce s-a întâmplat de cartonaș? Da. Ăsta e material? Ăsta e material să vorbești cu Comănici că a luat cartonaș? Aia când s-a dus la baie cu... Codruț? Da. Păi și ce, dar i-ai spus păi vorbește de ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Adriana are nicio legătură cu materialul. Adriana, ceea ce i-a zis Codruție, ea a venit aici și a vrut să clarifice. Păi și ce dacă s-a dus? S-au dus, s-au întâlnit la baie, au vorbit. Păi ce mi-a zis că ea vorbește de acum două săptămâni? Adriano, păi nu, vorbește lucruri penibile, pentru că nu poate, nu știe despre ce să vorbească, că n-a fost săptămâna. Da, mă, Maria, și tu de multe de foarte multe ori vorbești lucruri care nu au nici măcar cel mai mic sens și tu le vorbești. Păsărelile, da. Adriano, de fiecare dată când mergem la baie, toate, sau cu tot, de câte ori ne întâlnim cu cineva. Maria, despre ce materiale vorbești tu? Astea care le faci tu. Care astea care le fac eu? De doi lei. Sunt lucruri pe care voi le-ați făcut în lipsa mea în casă. O lipsă lucruri pe care voi am. Dacă vorbești doar din ce... Dacă nu voi să se discute aceste lucruri, din ce efectiv să le făceați, ați înțeles? Vorbești... Dar materiale eu nu vin de acum două săptămâni. Mă opostești că vorbești de jumătate de oră. Și n-am plecat eu. Dar dacă nu le-ai văzut cu ochii tăi, de ce vorbești? Dar nu e vorba de asta, vorbește doar din ceea ce ați făcut. De ce vorbești? Vorbește-ți să spune. Auzi, eu vorbesc de lucrurile pe care Codruț și Adriana mi le-au spus nici de cum. Ce nu s-a întâmplat? Păi asta zic, dar tu nu știi ce s-a întâmplat de fapt. Pe care de unde știi că Codruț se minte? Era repetat. Codruț, de unde știi că Codruț se minte? Eu nu aveam ce să vorbesc acum. Din câte am văzut eu, Mariana a venit de afară, a venit la aici, Codruț era aici pe canapea, i-a adus un biscuite, după aia Codruț s-a ridicat, s-a dus la foc și după aia s-a dus că el mi-a cerut un biscuite. Codruț, mi-ai cerut un biscuite ieri să-ți dau? Da. Păi ce, doamne, iartă-mă, vorbește asta? Păi amândoi vorbesc. Zici că sunt... Nu spune ceva, ceva spune altceva și domnișoara crede. N-are nicio legătură. Dar stai un pic, dar până la urmă, dacă vine Mariana și a dat un biscuite, ce înseamnă asta? Înseamnă că o luat după ea sau ce? Nu să fac asta. N-are nicio legătură. Că doar atât ai în capul. Păi tu prin asta, da, am înțeles că umbra că e din Mariana și a dat un biscuite. După aia, Codruț s-a ridicat de aici și s-a dus să bea apă, s-a dus pe acolo. Da, i-am zis, spuneam și mie un pahar de suc pe el. De ce? Ți-am spus să-mi pui și mie un pahar de suc? Ce-ai, femeie, ești n***a, dar vreau să mă plimb după el, mă plimb fără. Da, are nicio legătură, dar nu s-a plimbat. Le-a zis Codruț. Nu ți-a fost dor de mine? Ba da, viața, mă, vină să te iau în brațe. Mă iubești, nu? Da, rău de tot. Vrei să fim împreună? Nu, ce nu vreau să fim. Stai, mă, cum ți-ai, Marinescule? Stai că mă vede omul, face lui partea aceea, că arată pe noi cadre. Ce? Arată cadre cu noi. Care om te vede? Radu, nu vezi cum face asta, ca tatea alea pe aici. Păi și ai vrut treaba cu el? Sunt în cunoaștere cu el. Ce cunoaștere? Dă-mi brățara asta. Nu, lasă, nu rupe! Da, da, de la cine? De la cine ai dat? Nu ți-o dau, nu pot să-ți dau. A, ți-ai luat-o că se asortează cum ar veni. Nu pot să ți-o dau. De ce? Brățara nu, dar pot să-ți dau un sărut dacă vreau. Nu vreau sărut. Pot să-ți dau un sărut. Dar nu vreau sărut. Dar ce vrei? A, nu vreau nimic de la tine. Nu, vreau să fim prieteni. De ce nu mai scrii și mie? Să vezi tu ce fac, măcar tu. Eu să-ți scriu? Păi înainte să... Păi nu trebuia să-ți scriu. Păi dar înainte să plec ne luam în brațe, ne iubeam, ne cocoloșeam. Ne yes! Uite ce obiectare. Ai uitat de vacanță, când ai fost în vacanță, ai uitat de mine, gata, ai stat la soare, la mare, ocean, pardon. Păi și ce să fac? Ce da, mă interesează. Zi-mi dau urechi. Nu pot. Nu pot, nu pare nimic, zi. Nu pot, e ceva mai deep. Trebuie să te întreb pe tine. Da. Eu? Da. Aules, baules. Băi! Ce vrei, mă? Uite-te, unde pupi? Dar de ce vorbești, tărăt? Vorbești! Ce-am făcut, mă? Păi, dar mă, du-te, mă, de aici!
Nu face de-astea. Nu, mă, ce-ai? Hai, că n-ai nicio treabă cu el. Ce treabă ai? Ai vreo treabă cu el? Nu, mă, păi și atunci de ce simte cu tine n-am. Cu mine n-ai, dar ți-ar plăcea așa. Nu mi-ar plăcea. Te ridici acum, gen, vrei să te... Să te dai la o parte, știi, când stai aici lângă mine, te ridici, te dai așa și te pui la loc. Mă lași cu vrăjeala asta, că te văd aici lângă mine cum faci. Nu mă ridic. Stai cu minte! Vreți să apar în clipul meu? Vreți să apar în clipul meu? Să apar în clipul tău? Da. Nu, apar singur. Ei, cu Maria vreau. Nu, apar cu tine dacă vrei. Cu mine? Da. Bă, miroase ciudat asta. Ce e? E o cremă de... Da, să văd, ho! Pup! Bă, pe bune, miroase, zici că e iarbă. M-am dat cu... E din... Da, mă, Marinescu, ce ai? Te miroseam, ce făceam? Nu înțeleg de ce simți tu nevoia să intervii și să-ți dai cu părerea despre niște lucruri pe care, de altfel, nici măcar nu le cunoști, înțelegi? Ai fost surprinsă de lucrurile pe care eu ți le-am spus, tu nici măcar nu le știai și vii și dai în mine că vezi, Doamne, că am materiale de acolo. Alexandru, nu este vorba de asta, pur și simplu mi se pare penibil. Gata, mi se pare penibil că vii după o săptămână neștiind ce s-a întâmplat aici, vii aici, vorbești despre niște situații care nu le cunoști. Vorbești despre... Ascultă-mă un pic, Maria! Ascultă-mă un pic! Și ceea ce zic că mă bag, Alexandra, mă bag în orice discuție vreau eu. Care nu le știu. Alexandra, te-am lăsat să vorbești. Dacă vrei să purtăm un dialog, purtăm, dacă nu. Vrei să mă las să discut? Păi vorbești de 30 de secunde aiurea. Mariana, niște bucuri. Vorbești de 30 de secunde aiurea. Hai, plimbă ursul. Plimbă-l și tu. Mariana! Da. Mariana! Da. Vă controlează Maria cumva? N-are cum să mă controleze. Păi se pare că vă controlează doar o dată ce vorbește ea locul vostru. Eu vreau să clarific niște lucruri cu voi. Vezi că răgușești. Să vorbească. Vezi că răgușești viața mea. Automat, când tu vorbești foarte tare, intervine și ea și vorbește foarte tare. Eu n-am cum să stau aici între voi două să urlați amândouă în continuu. Că e așa. Ce? De ce mai dai cu? Pentru că afirmă niște lucruri, lasă lucrurile. Păi da, mai asta e la ea. Se pericolă o lună în față, Romeo, că a venit. Asta e o ședușete, nu se înțelege nimic. Deci ea vorbește, eu o las să vorbească, ea în continuu o ține pe aici și vorbește peste mine, nu vede că... Dacă vezi că tac și te las să vorbești, de ce te morțiști să vorbești peste mine? Vrei să vorbim pe persoana în continuu? Că nu se ajunge nicăieri așa. Ce m-a interesat pe mine a fost doar un singur lucru. De ce vii și vorbești niște aberații legate de faptul că sunt materiale de acum două săptămâni sau că încerc să fac material? Nu, materialul care ai vorbit tu... Ceea ce ai vorbit atât. Tu mi s-a părut irelevant și penibil. Pentru că nu ai știut nimic altceva. Ți-a spus Codruț ce s-a întâmplat. Deci din, să zicem așa, din punctul de vedere al lui Codruț. Maria, hai să-ți mai explic o dată. Nu mă interesează părerea ta. Dă să pup, stai să pup degețelul. Te-ai spălat pe mâini să nu iau COVID. Da, n-am nimica, sunt spălată, curată. Ce te uiți? Hai mă, Marinescu. Mă simt aire, stai cu minte. Ce fac? Ești așa de... Păi nu, sunt foarte relaxat, că am venit de acolo, sunt foarte relaxat acum. Vreau să cunoști ceva nou, știi? Ah, ce orice, ceva nou? Da. Vrăjeală, cum ar veni? S-a pus pata pe tine. Zi la vrăjeală, cum ar veni? Când ți s-a pus pata pe mine? Dar nu e vorba de pată, dacă ți-amintești foarte bine, eu... am pus ochii pe tine să-i așa încă de când ai coborât scările, când ai venit în casă, că am zis ce sunt frumoșei, dacă sunt ai tăi sau nu. Încă de atunci ți-am spus treaba asta. Da, mă, ai zis că era fizic, ce treaba? Tot fizic, gen. Păi, nu, da, din prima de când te-am văzut, am avut o sclipire așa, nu, că am pus ochii pe stenii tăi, nu? Ești pe interes, gen. Pe interes? Pe how, how. Mai trebuie să... Păi, dacă mintea nu prea te duce, măcar sunt să-i. Nu,
nu, am stat la alte ere acolo, ea, nu, vorbesc despre Mariana, toate, Codruț. Lasă-mă, Maria, lasă-mă, că ți-am zis că ești enervantă. Ai spune, dar ce treabă are, Codruț? Dar vorbește dacă tot vrei să vorbești. Mariana a venit de afară, avea un biscuit, i-am zis, dăm un biscuit, mi-a dat, s-a pus acolo lângă mine, m-am dus la masă, am zis că beau suc, a zis că vrea și ea și a venit la masă. Da, și după aia am venit și m-am pus aia, pe fotoliu și ai venit tu, ți-ai luat scaunul și te-ai pus lângă mine pe fotoliu acolo și am stat și am vorbit. M-am dus afară, am venit înapoi și m-am pus scaunul la 2 metri lângă tine. Da, te-am chemat eu lângă mine să vorbești sau ai venit tu din propria ta inițiativă? Unde? Să stai să vorbești cu mine. No, te-am chemat eu? Nu. Inițial Codruț vorbea cu mine aici și tu zice: Codruț, vreau să vorbești cu mine, Codruț! Codruț! Păi, femeie, asta a fost imediat de cum a venit. Păi cum ai intrat el în casă? Da, am făcut niște documente, automat a vrut să-l clarifice cu tine ce am făcut și el. Vrei să vorbești cu mine, Mariano? Vorbim? Dacă nu știi, nu mai vorbi. M-am băgat eu cu tine seamă sau tu? Păi noi te-ai zis că am față de babuini. M-am băgat eu cu tine seamă sau tu? Aia, eu m-am obișnuit ca tu să mă recunoști. Eram acolo, am băut apă, a venit el la mine, mi-ai spus ceva și după am continuat. Am venit eu prima să vorbesc ceva cu tine sau tu? Ce ți-am spus ție? Păi tu ai venit pe acolo și râdeai și nu știu ce ai vorbit pe acolo, ceva de mai multă, nu știu ce, și am continuat. M-am băgat eu cu tine seama sau tu ai venit la mine? Femeia, nu ți-am spus. Ai spus că am față de babuni, ți-am spus că ai buze, nu știu cum ai venit cu camera mobilă la baie și am zis că dacă nu mă las cu mâna pe tine, că nu m-am spălat pe mâini. Fără ca tu să spui mie ceva. Tu ai venit și ai vorbit cu mine, nu eu cu tine. Aia. Da. Eu ți-am zis, eu m-am obișnuit ca să nu recunoști nimic. Eu nu mă contrazic cu 5-5 ore. Eu nu stau să urlu la 5-5 ore și tu la mine. Eu mi-am zis din punctul meu de vedere, tu din punctul tău, păi nu da, s-o pupă una cu alta prost, și la revedere. Îl spui prost, că nu este adevărat. Ce nu e adevărat? Păi unde umblu eu mă după tine să vorbesc cu tine? Când am umblat după tine, Codruț? Băi, femeia, ai venit cu camera mobilă la baie, după mi s-o n-ai venit. Da, tu m-ai băgat în seamă și am continuat să vorbesc cu tine. Băi, ți-am zis eu, vină cu camera mobilă după mine la baie să vorbim. Eram acolo afară, că nu eram în altă cameră. Da. Geloasă! Da, erai geloasă, acum ce ești din diferentă? Păi vrei materiale tu, acum nu vrei relații, vrei materiale ca să nu fiști prost. Ți-e frică că te mai iau unul la mișto? Vin, schimbare, că nu merita să e ca femei sunteți. Face seaca, că acum e în grădină cu unul, mâine cu altul, poimine cu altul, bine face seaca. Toți sunteți în călduri ca niște câini de ea după stradă. Vreți să vă mint în bine, călduri? Care? Eu sunt singurul care n-a spus niciodată ce aș face lui aia, sau aia frumoasă, sau nu știu ce. Dar de ce ți-i comă de ceea ce pentru zic că o simt pe ea și știu ceea ce simt pe ea. Simt? Și după aia o să dar zic dacă că nu mai simt nimic, dacă eu nu mai simt nimic, trădătoare la ce? Gândi-ne așa. E sora ta, e familia ta, ce e? Nu că e sora mea, e familia mea, dar el și-a respectul ăla. Care mai vrea în grădină cu dedo meu când s-a pupat cu ea? Când plecăm de aici, nu ne mai auzim niciunul cu niciunul și vorbim de respect. Bă, mă, ce te face pe tine să te simți bine și fericit? Ce vrei, Romeo? Păi fii tu. Chestia e că îi place, nu că s-a dus în grădină să vorbească. Că deja vorbesc. Romeo. Romeo, e gelos? Ești gelos că iese aia cu Marinescu în grădină, tu. Ce? Ești gelos că iese aia cu Marinescu. Da, îți fierd, nu mai pot. Radu! Îți mor de gelos. Te-ai înroșit tot. Ce, băi? Mă auzi, bă? Radule, în locul tău nu mai zicea nimic, frate. Te ia femeia de lângă tine după canapea și tu taci. Ia-o, i-ai zis, ia-o, du-te. Acum ce mai vrei? Stai să zici, bă, Radule, pe un cus. Măcar să-l treci după ei. Bă, Radule, m-auzi? Măcar să-l treci după ei, mă. Taci, mă, nu strica momentul. Radule, te-ai dus dincolo, ai zis că te duci la ei, dacă faci nu știu ce, n-ai făcut nimic, te-ai dus să stai pe canapea degeaba. Păi v-am mințit ca să pot să plec de acolo. Ce-ai zis, mamă, iese să ia racheta din grădină când m-o vedea. Băi, Radule, ia vino la poia asta. Ai zis, mă, că iese să ia racheta din grădină când te vedea. Ia vino acasă. Auzi, Romeo, fii atent, se ia, el a fost cu Omar, da? Astăzi cu Marinescu, a spus, Radu, vor fi facă casting. Cine vrea, poate să meargă la asta zic, asta zic, n-a avut nicio reacție. Fac arat, nu-mi dă, că strig dimineața. De dimineață stric și nu-mi dă, ce trebuie să fac? Să vând sufletul, ce trebuie să fac? Dar nu stau în toate pe aici? Ale mele viață, la casă. De treabă. A, mă, lasă-mă că stric de dimineață. Hai, că-ți măcare, 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 că-ți măc
Zi-mă mie, mă, că ce astea sunt ale mele, îți dau cadru. Trei, doi, jumătate de oră vorbesc cu ăștia și te duc. Ia și vorbiți, că lumea așa e cadru, trebuie să arunci cu scaunul. Băi, dacă... ca mine, bă, dacă vrei cadru. Dar ce treabă are avea? Eu nu știu ce treabă are caz de subiect cu Usteia, mereu. Poate o place. Bine, ori nu-i place de ea și nu-l interesează atât de mult încât să aibă reacția respectivă, ori e frică de reacțiile ei. Acum, că nu văd, nu știu, a avut niște reacții urâte la adresa Aidei din niște nimicuri și aici n-are nicio reacție, adică... Acum ai văzut? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.